Unul din avantajele acestui ulei este asimilarea sa ușoară în organism. Comparativ cu alte uleiuri vegetale, acest tip de ulei comestibil are o cantitate mult mai mare de vitamina E, întrece de două ori uleiul de floarea salului și uleiul de măsline. Uleiul de porumb are 85% acizi grași nesaturați, 15% grăsimi saturate, lecitină, multe vitamine, dintre care B1, B2, E, D, F, provitamina A și minerale. Datorită cantității semnificative de acizi grași nesaturați, acid oleic și linoleic, poate fi un bun remediu în prevenirea depunerii de colesterol pe pereții vaselor de sânge. Deci ajută în reglarea nivelului de colesterol rău, de lipide, previne blocarea vaselor sanguine și bolile cardiovasculare. Fiind bogat în seleniu, cupru, zinc, calciu și fier, uleiul de porumb ajută în eliminarea colesterolului prin faptul că joacă un rol în degradarea grăsimilor. De asemenea, prin anumite minerale sau oligoelemente, activează enzimele. Un rol important îl au și vitaminele A, E și D din compoziția sa. Cercetătorii de la Asociația Americană a Chimiștilor Uleiului au concluzionat că uleiul din germenii de porumb are proprietăți anticancerigene. Ei consideră că este un bun remediu în cazuri de obezitate, hipercolesterolemie, arteroscleroză, constipație, afecțiuni biliare, boli ale ficatului, tulburări ale metabolismului lipidic. Consolidează sistemul imunitar, cu certitudine. Fortifică sistemul muscular, ajută la eliminarea excesului de colesterol, inhibă dezvoltarea celulelor maligne. Reglează funcțiile creierului și ajută la activarea celulelor datorită conținutului său de substanțe biologic active și mai ales de fosfatide. Ajută în normalizarea sistemului endocrin. Are efect benefic asupra glandelor suprarenale, asupra hipofizei tiroidei și combate oboseala, stresul și slăbiciunea musculară. Nu este nimic mai bun în această perioadă de iarnă decât o cură de ulei de porumb. Sănătate tuturor!